De ce sunt atâtea interpretări în Apocalipsa, dragii mei? Pentru că noi de obicei, în loc să citim textul, ne uităm peste text și mintea noastră zboară în tot felul de lucruri pe care le-am auzit, le-am citit și în felul ăsta, în loc să lăsăm textul să vorbească, noi citim în text. În loc de exegeză, facem aisegeză, citim în text părerile noastre. Și este o vorbă pe care o spun deseori, orice text scos din context devine un pretext pentru prejudecățile mele. Și noi ținem la prejudecățile noastre mai mult decât la cuvântul lui Dumnezeu. Dar oricine adaugă o poruncă sau scoate o poruncă, se face vinovat de toate. Da? Oricine. Și atunci, în situația asta, cred eu că este important să mă întreb cum să mă apropii de o astfel de carte, cum este Apocalipsa. Și de aceea, în sesiunea asta, vom vorbi despre Vechiul Testament în Apocalipsa. Imaginați-vă că ați putea găsi o cheie cu care să desfaceți codurile Apocalipsei, seiful Apocalipsei, cu toate ciudățenile astea din el. Cheia aceea, nu scenariile escatologice pe care noi ni le imaginăm și ni le construim din diverse texte, ci este Vechiul Testament. Imaginați-vă un iceberg. Eram în Belfast și așteptam autobuzul, pentru că acolo autobuzele vin dintr-o parte a orașului, în centru trebuie să te dai jos, să iei un alt autobuz care merge în cealaltă parte a orașului și eu trebuia să traversez orașul. Și în stația în care eu eram peste drum, lângă o biserică, era o statuie. Și o dată am fost curios să mă duc să vedem ce-i cu statuia respectivă. Era statuia care comemora tragedia Titanicului, pentru că în Belfast s-a construit Titanicul. Și când a fost lansat la apă, nici Hristos nu-l cufundă. Și în noaptea aceea, capitanul s-a uitat și a văzut o mogâldeață de gheață pe suprafața apei. Și el a zis înainte, probabil că era băuse un pic cam mult. A uitat că 90% e sub apă. Și impactul dă nu-i cei pe apă, ci cei sub apă. Ori, când mă gândesc la Biblie, Noul Testament este cei deasupra apei. Sub apă este Vechiul Testament care dă sens cuvintelor Noului Testament. Pentru că tot Vechiul Testament este o prefigurare a ceea ce trebuia să se împlinească. Și de aceea, într-un fel, Vechiul Testament dezleagă adevărurile din Noul Testament. Și în mod special în Apocalipsa lucrul acesta este adevărat. De ce să ne batem capul cu o sesiune ca aceasta, dragii mei? Dați-mi voie să apuc Biblia din cele două părți ale ei, din Genesa până în Apocalipsa. Și atunci când te uiți la Genesa și Apocalipsa, există o temă care curge într-un fel prin toată Biblia. Pleacă din capitolul 11 din Genesa, când Nimrod adună toată populația globului și Dumnezeu le dă să o păruncă. Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l. Și Nimrod zice, na. Să ne facem o cetate al cărui vârf să atingă cerul, să ne facem un nume ca să nu fim împrăștiați pe toată fața pământului. Nimrod este un hamit, da? Adică toată povestea cu Egiptul și cu evreii din el și cu toate acolo sunt ascunse în prima parte. Și încep să construiască turnul Babel. Un nume legat de cărămis și smoală. Un nume legat, dragii mei, de deșertăciunea acestei lumi după care alergăm de dimineața până seara. Ca în fața morții să dăm din cap și să zicem cu amărăciune ca Solomon. O, deșertăciunea deșertăciunilor, totu-i deșertăciune și goană după vânt. Aici le lași toate. Moartea îți ia totul din mâini, gol ai ieșit din pântecele mamei, gol te întorci în pântecele pământului. Nimic nu duci cu tine decât ceea ce ai strâns în tine. Dar Dumnezeu de sub turnul Babel îl cheamă pe Avram și spune, Avrame, ieși din țara ta, din casa tatălui tău, vină în țara pe care ți-o voi arăta. Te voi binecuvânta, îți voi face un nume mare, vei fi o binecuvântare pentru toate familiile pământului. Și de aici pleacă două linii care străbat istoria. Linia celor care își fac un nume prin realizările lor de orice fel. Poate să fie educaționale, culturale, poate să fie, dragii mei, financiare, economice, poate să fie orice, sportive, poate să fie, îți faci un nume. Sau vii și lași pe Dumnezeu să-ți facă un nume. Problema este că atunci când ajungi în Apocalipsa,
numele îți determină destinul veșnic. Și atunci conceptul numelui măsoară, cântărește toată cultura zilelor noastre, toate lucrurile după care alergăm de dimineața până seara. Prezența Vechiului Testament în Apocalipsa este unanim recunoscută. Indiferent ce fel de interpreți ai în cartea asta, toți recunosc prezența Vechiului Testament în Apocalipsa. Dați-mi voie să vă ofer câteva exemple din carte. De pildă, versetul 7 din capitolul 21. Cel ce va birui va moșteni aceste lucruri. Dar care sunt aceste lucruri? 1. Va mânca din pomul vieții. Dar unde e pomul vieții? Unde se-l caută în Biblie? În Genesa. 2. Nu va fi vătămat de moartea a doua. Dar dacă vorbesc de moartea a doua, unde o fi moartea întâia? În Genesa. Va mânca din mana ascunsă. Mana ascunsă. Unde s-o caut? Prin Exod, 40 de ani, prin pustie, dar asta e ascunsă. De ce folosește limbajul vechi testamentar? Observați, dacă nu cunoști Vechiul Testament, te uiți la cuvinte. Vechiul Testament dezleagă codul Apocalipsei. Să mergem mai departe. Va primi o piatră albă pe care este scris un nume nou. Un nume nou, ăla lui Nimrod, n-ajunge? Nu, nu. Pentru că ars cu el cu tot. Cărămizile și smoala nu te ajută, dragii mei, și atunci să primești un nume nou, un nume compatibil cu cerul, cu prezența, cu sfințenia lui Dumnezeu, nu-i puțin lucru, mai departe. Va fi îmbrăcat în haine albe. Dar cei care își murdăresc hainele, ce va fi cu ei și nu le spală în sângele mielului? Va fi îmbrăcat în haine albe. Își va păstra numele în cartea vieții. Cartea vieții? Doamne, șterge-mă pe mine. Nu se poate așa. Cel ce va birui nu-i voi șterge nici de cum numele. Numele poate fi șters din cartea vieții, depinde ce fel de teologie ai. Dar ce să însemne lucrul acesta? Sau? Numele lui va fi mărturisit de Iisus înaintea Tatălui și înaintea îngerilor. Cine se va lepăda de mine și eu mă voi lepăda de el înaintea Tatălui și îngerilor lui. Cine îl va mărturisi, mă va mărturisi, îl voi mărturisi și eu. Sau? Va fi un stâlp în templul lui Dumnezeu și nu va ieși afară din el. Un stâlp în templul lui Dumnezeu? Dar Apocalipsa nu este templu. Ah, Hristosul este templul. Oare despre ce să fie vorba? Va purta numele lui Dumnezeu și numele cetății lui Dumnezeu, noul Ierusalim, care are să se bogoare din cer de la Dumnezeu și numele cel nou al lui Hristos. Noul Ierusalim care nu urcă de pe pământ la cer, ci coboară din cer pe pământ, da? Și numele cel nou al lui Hristos, un nume pe care nimeni nu-l știe. Abia acolo ni se va revela cine este el. Va ședea pe scaunul de domnie al Tatălui împreună cu Hristos. Nu în orângere a supus e lumea viitoare, dar scaunul de domnie, dragii mei, Dumnezeu este împăratul, nu? Israel avea un singur împărat. Saul ar fi trebuit să se supună lui Dumnezeu și când se răzvădește împotriva lui Dumnezeu, îl prăbădește, dai, pe el și casa lui. Pentru că cel ce șade pe scaunul de domnie al Domnului, asta se spune despre Solomon și el prăvălește toată istoria în groapă. Sau? Leul din seminția lui Iuda. Seminția lui Iuda, leul? În mod evident, mă întorc înapoi în Genesa capitolul 49, rădăcina lui David. David este fiul lui Isai, dar rădăcina lui David, o n-o fi taică-s-o, până unde să mă duc? Rădăcina lui David. Mielul junghiat. Mielul junghiat. Tot Vechiul Testament este plin de sistemul jertfelor. Geneza 3, 15, da. 17, 24. Uh-huh. Da. Imagistica templului. Toate imaginile templului, altarul, focul, dragii mei, e plină cartea Apocalipsa de imagistica templului. Cărticica mâncată de Ioan, Ezechiel 2:3. Un înger îi dă o cărticică, o mănâncă, e amare în pântece, e dulce în gură, amare în pântece. Ah, dar am mai citit despre asta în Ezechiel, capitolul 3. Și dacă nu știi cartea, nici măcar nu poți face legăturile dintre ele, sau? Măsurarea templului. Zaharia. Măsurarea templului, dacă citiți cartea lui Zaharia. Sfeșnice de aur și măslini. Cartea Zaharia. Femeia învăluită în soare, cu luna sub picioare, cu o cunună de 12. Țineți minte visul lui Iosif? Snopii care cad cu fața la pământ, luna și soarele care se închină lui. Dar de data aceasta Iosif intră în rând și devine a 12-a stea pe capul acestei femei care este
femeia care l-a dus pe Israel pe scena istoriei despre care am vorbit. 666. Wow! O fi cipul, o fi codul de bare, o fi pașaportul verde, o fi una, o fi alta. Dragii mei, frământându-ne cu lucrul acesta, noi suntem cu 666 pe frunte și pe mână și cântăm de mama focului în biserici. Și deși rugăm pe deasupra și mai ținem și tot felul de reguli și rânduieli și noi trăim cu astea, dar nu le-am înțeles, dracu ne înșală, pentru că necunoașterea cuvântului Dumnezeu. Dar unde să caut rădăcinile acestui concept? În Vechiul Testament. Nu în zilele noastre, dragii mei, nu în cipul care se va implanta, în Vechiul Testament, sau? Babilonul, Ezechiel 16. Ezechiel 16, Ohola, Oholiba, Babilonul cel mare. Dacă mă gândesc, de pildă, aș fi putut să vă dau nenumărați teologi care vin și socotesc toate legăturile astea cu Vechiul Testament. Aveți doar unul dintre ei, pe restul i-am ascuns ca să nu mai pierd vremea. Dar observați, în cartea Apocalipsa n-ai absolut niciun citat din Vechiul Testament. Imaginați-vă un vas cu apă și un burete. Iau buretele și îl moi în apă și îl țin puțin și când ridic buretele, ce se întâmplă? Ia cu sine bună parte din apa respectivă, nu? O bună parte. Imaginați-vă tot ce spune Ioan ca fiind un burete pe care îl moaie în apa Vechiului Testament și când scoate afară buretele, mustește, curge Vechiul Testament din el. Dar dacă nu cunoști Vechiul Testament, și uitați-vă câte aluzii, dragii mei, eu pe asta mi-am dat lucrarea de doctorat și sunt sute de aluzii, depinde cum citești cartea. Cu cât mai bine cunoști Vechiul Testament, cu atât mai multe rezonanțe ai în ureche. Pentru că Ioan era obișnuit cu Vechiul Testament. Ei crescusele ca evrei. Asta era pita lor de fiecare zi. Și uitați-vă doar la aluziile pe care le dă unul dintre teologi. Da, nu răzăbovesc asupra acestui lucru. Ce important de înțeles este că Vechiul Testament este cheia, speraclu, care deschide codul Apocalipsei. Dacă nu cunoști Vechiul Testament, patinezi pe tot felul de scenarii escatologice, unele mai năstrușnice ca altele. La pandemie ați avut din belșug parte de ele, dacă ați fost curioși. Eu n-am fost, dragii mei, dar dacă ați fost curioși, ați auzit predici de toate felurile în pandemie legate de pașaportul verde, de vaccin, mai știu de ce altceva. Există o problemă. Ioan nu citează, deci folosește Vechiul Testament într-un mod non-formal. Non-formal, cu alte cuvinte face aluzie. Are un limbaj care e plin de Vechiul Testament, dar nu-ți spune de unde citează. Dacă nu cunoști Vechiul Testament, habar n-ai cum să faci relația dintre ele. Ei, vă dau câteva exemple de citate. De pildă, suntem în Romani. După cum zice în Osea, voi numi popor al meu pe cel ce nu era poporul meu și preubită pe cea care nu era. Observați, după cum zice în Osea, ghilimele, și îmi dă citatul din Osea. Cornilescu îl traduce în felul acesta, dar pot compara, mă poate trimite direct la textul din Vechiul Testament sau... Și cum zisese Isaia mai înainte, dacă nu ne-ar fi lăsat Domnul Savaot o sămânță, am fi ajuns ca Sodoma și Gomora. Capitolul 1. Mă duc în Isaia. Pavel îl citează pe Isaia, sau? Și Isaia merge cu îndrăzneala până acolo că zice, am fost găsit de cei ce nu mă căutau, m-am făcut cunoscut celor ce nu. Observați ghilimelele, este un citat. Deci aici apostolul citează. Uneori autorii noului, mai ales Pavel, citează din Septuaginta, din traducerea în limba greacă a Vechiului Testament. Dar aici semnalează faptul că el citează un anumit text, îl ia de acolo. A venit cineva la mine, zice, îmi sunteți dator, m-ați citat și nu mi-ați plătit drepturile de autor. Eu am rămas blocat, am zis, ar putea să fi făcut greșeala asta, nu știam exact despre ce-i vorba. Și el îmi spunea odată, zice, din pijama în salopetă, din salopetă în pijama, că așa îmi trăiesc viața aici în diaspora. Nu țin minte să fi rostit cuvintele astea, dar am înțeles exact ce a vrut să-mi spună. Ei, aici Pavel nu se sfiește, ci zice, după cum zice, după cum este scris, și îți dă citatele sau versetul 21. Pe când despre Israel zice, toată ziua mi-am întins mâinile spre un orod răzvrătit și împotrivitor la vorbă. Împotrivitor la vorbă. Care este de fapt dezbaterea în citirea cărții Apocalipsa? Sunt câteva lucruri pe care trebuie să le lămurim sau trebuie să lămurească în primul rând. Dezbaterea este legată de caracterul conștient sau inconștient? De pildă, dacă noi suntem din tată în fiu credincioși, bunicul meu a fost pastor
penticostal. Unchiul meu a fost misionar cu Assemblies of God, da? Și mama mea botezată la 11 ani. Am crescut în familie la noi, cu Biblia pe masă, seriile ne adunam în jurul lor și înveți limbajul acesta și începi să vorbești și fără să vrei folosești cuvinte care le-ai, da? Ăsta este un mod de abordare non-formal, da? E non-formal. Întrebarea este, o fac conștient sau inconștient? S-ar putea să o fac inconștient. Cu alte cuvinte, m-am obișnuit cu acest fel de a vorbi. Unul din, de afară nu ne înțelege, pentru că este un limbaj de lemn, spun ei. Nu comunicăm cu cei de afară. Dar pentru noi este parte din cultura noastră, din felul în care folosim cuvintele Vechiului Testament. Sau a doua problemă? Legate de caracterul contextual sau non-contextual? De pildă, eu pot să iau din Scriptură ceva în mod inconștient, dar când scot un text din context, îl pot strica. Ce fac autorii Noului Testament? Strică Vechiul Testament ca să legitimeze povestea lor cristologică? Sau, una din cărți, nu cred că am adus-o cu noi, este să nu trecem peste ceea ce este scris. Între teologi, dragii mei, există două categorii de oameni. Unul zic, nu, autorii Noului Testament strică Vechiul Testament ca să justifice nota lor cristologică. Am luat epistola lui Pavel către Corinteni. De 10 ori, el citează din Vechiul Testament, direct. Aluzii sunt mai multe. Am luat fiecare citat în parte, dragii mei, întotdeauna. Pavel este absolut fidel textului din Vechiul Testament. Nu strică cuvântul lui Dumnezeu. O afirmă direct în capitolul 4 din Corinteni, cum fac ceilalți. Cu alte cuvinte, el citează textul, dar ia întregul înțeles al textului și îl mută. Imaginați-vă, dacă eu aș putea identifica aluziile vechi testamentale, cât de mult se îmbogățește cartea Apocalipsa. Incredibile dimensiuni capătă, pentru că cartea Apocalipsa adună din 400 și vreo 40 de versete câte sunt în carte, probabil, dacă mai țin minte, peste 270 sunt citate sau aluzii la Vechiul Testament. Și atunci asta este dezbaterea. Citează conștient sau inconștient, dacă respectă contextul sau strică Scriptura Vechiului Testament ca să justifice teoriile lui din Noul Testament. Sunt câteva întrebări care trebuie ridicate. Unu. Oare bisericile de atunci cunoșteau Vechiul Testament atât de bine încât să poată identifica referințele și să poată interpreta Apocalipsa în lumina Vechiului Testament? Asta este prima obiecție pe care o ridică cei care contrazic povestea asta. Oare bisericile de atunci, unele abia erau născute dintre neamuri, cunoșteau atât de bine Vechiul Testament? Uitați-vă ce spune C.H. Dodd, este unul din teologi. Afirmă că biserica primară cunoștea atât de bine scripturile Vechiului Testament încât menționarea câtorva cuvinte care erau familiare aveau efectul de a aduce în mintea cititorului întregul context al cuvintelor citate. Când Domnul Iisus pe cruce a zis Eli, Eli, lama sabachthani, dragii mei, întregul popor a citat mai departe psalmul. Știau exact despre ce-i vorba. De ce atunci când Domnul Iisus este în sinagoga din Nazaret, după ispitirea din pustie, îi se dă cartea lui Isaia și el se oprește la jumătatea versetului, închide cartea și o dă înapoi îngrijitorului și toată lumea se uită spre el. De ce te-ai oprit la jumătatea frazei? Pentru că ei știau cum curge textul. Întrebarea este, n-aveau TikTok, n-aveau Instagram, n-aveau Facebook, n-aveau internet, n-aveau, dragii mei, nimic din ce avem noi care ne fură toate energiile și mintea. Aveau o singură carte și creșteau cu ea și o știau pe din afară, dragii mei. Și atunci, asta se cita de fiecare sabat în sinagogă. Astăzi se citeau. Când te duci acum în Israel, între Paști și Rusalii, oriunde sunt 12 bărbați, auzi citind Tora. Citind Tora, toate cărțile lui Moise. Și elementul ăsta se imprima în copiii, dragii mei, se imprima în ceilalți. Ei știau scripturile. Dar? Cunoașterea Vechiului Testament era vitală. De ce? Pentru înțelegerea planului de mântuire. De unde se cunosc planul de mântuire al Dumnezeu? Când s-a citit dimineață textul, toată scriptura este însuflată de Dumnezeu și a zis din Genesa până în... Și am zis Maleahi. El s-a dus până în Apocalipsa, pentru că avem și Noul Testament. Dar când scrie Pavel, dragii mei, pentru el toată Scriptura era Genesa Maleahi.
Asta era pentru el Scriptura. Pavel nu inventează o Evanghelie, el o descoperă Evanghelia în Vechiul Testament. Și atunci, ca să cunoști planurile lui Dumnezeu, n-aveai de unde din altă parte să ajungi la acest adevăr, decât din Scripturile Vechiului Testament, în al doilea rând. Era vitală pentru disputele teologice cu sinagogile. Gândiți-vă presiunea imensă pe care o exercitau teologice când un evreu se întorcea și credea în Iisus Hristos. Era scuipat afară, dragii mei, scos afară din slujbă. Toate se întorceau împotriva lor. Ca să rămâi în picioare, în focul acesta, trebuia să cunosc Scripturile. N-aveai nicio altă șansă. Și în al treilea rând... Era vitală pentru confruntarea ereziilor din sânul bisericii. Când în biserică au început să ridice învățătorii mincinoși, prorocii mincinoși, dragii mei, ca să poți să confrunți învățăturile acestea, erai obligat într-un fel să cunoști Scripturile. Și de aceea, pe vremea respectivă, erau puțin mai preocupați de Cuvântul lui Dumnezeu decât suntem noi astăzi. Gândiți-vă vremurile care vin peste noi. Vă spun experiența mea. Era prin anii 80 și a venit un profesor din Anglia. Și ne-am adunat într-o cămăruță în biserica noastră și ne-a vorbit despre tiparul Pascal în Romani. Am rămas cu gura căscată, dar am zis, păi, ce puțin cunosc din Vechiul Testament, ca să descoper tiparul Pascal. Și asta a fost o experiență. Un pic mai târziu, au venit un grup destul de mare din Leeds, din Anglia, dintr-o biserică, și au venit să se înfrățească cu biserica. Noi trăgeam la juc două biserici pentru celelalte biserici din țară. Trei zile ne-am întâlnit cu ei la noi în casă, Nora a dus o familie de doctori în teologie și erau vreo doi doctori în teologie și restul. Și după trei zile de discuții am tras concluzia. Vechiul Testament este abrogat și neinteresant pentru noi. Noul Testament este cultural determinat. Noi credem în cele patru evanghelii. Dragii mei, ne-am uitat în ochii lor și le-am spus, când veniți să studiem Biblia, sunteți bineveniți, până atunci stați acasă. Nu i-am mai văzut niciodată. Am plecat în Israel, imediat după experiența asta. Am fost vreo 120 din multe țări. Erau vreo 30 de polonezi, dragii mei, erau americane, eram vreo 10 români. Și cel care ne-a vorbit era rectorul Universității de Teologie Suedeză din Ierusalim, Ioram. Și trei săptămâni am stat acolo, trei săptămâni am colindat doar fâșia dintre Liban și Israel, înălțimile Golanului, am trecut peste pe lângă izvoarele Iordanului, nici măcar nu ne-am oprit acolo. Toată povestea a fost una politică, era înainte de alegerea lui Benjamin Netanyahu pentru prima dată. Și noi am fost invitați ca să creeze un lobby pentru toată povestea, că știau cine este el și ce va urma. Și după fiecare duminică dimineață, că păreau creștini, câte cineva dintre noi trebuia să vorbească. Și mi-a venit rândul românilor. Eu vorbeam mai bine engleză și m-au împins în față frații mei. Și m-am dus și le-am cerut o folie atunci, că lucram pe retroproiector. Și am făcut câteva cercuri. Genesa, Exod, Levitic, Numeri și Deuteronom. Și am terminat spunând, evrei și neamuri, avem deopotrivă nevoie de Iisus Hristos. Dragii mei, s-a întunecat cerul. Două săptămâni am fost în iad. Era o poloneză secretara, ne urmărea peste tot, asculta discuțiile noastre. Ne duceam acasă și căutam microfoanele, că noi veneam din comunism. Noi știam ce-i povestea asta, da? Căutam microfoanele să vedem pe unde sunt. Nu îndrăzneam să vorbim. A venit rusalile, ne-au scos afară din hotel și ne-au trimis lângă lacul Galilei. Ne-au pus într-un hotel de 5 stele gol, pentru că toți erau la Ierusalim la sărbătoare. Și noi am găsit românii o sală, era o tablă mare, neagră și am găsit cicretă. Și am început să ne adunăm, să discutăm despre profețiile biblice. A doua zi dimineață eram pe malul lacului Galilei. Și vine la mine Shlomo Hitzac, cel care a organizat conferința, care era sigur în Mossad, dragii mei, era ofițer, după cum suedezii se mișcau în jurul lui. Și acolo, în mijlocul tuturor, a venit la mine și a început să strige. Cât îl ține gura? Du-te, du-te, spune-le, nu vezi că au măhrama pe ochi? Wow, eu am înlemnit. Am înlemnit, dragii mei.
Când am venit de acolo din Israel, am zis, m-am uitat la oamenii ăștia, pentru că rectorul, știți ce a făcut? Să ne vorbească într-o zi, zice, har după har. Eu n-am mai putut. Și m-am ridicat să-mi zic, nu sunteți bun să citiți cel puțin primele 18 versete din Ioan, prologul? Da, am să-l citesc. Veci nu l-a citit. Toată povestea lui a fost, evreii au harul lor, noi avem harul nostru, să-i lăsăm în pace. I-a împins până pe marginea gropii și s-a uitat după ei cu un pic în groapă, pentru că nimeni nu pricepea ce se întâmplă. Nu cunoșteau scripturile. Am venit acasă și am zis, mănânc scripturile Vechiului Testament, ca să înțeleg Noul Testament. Ei, din pricina asta, dragii mei, în vremea respectivă, n-aveau luxul care îl avem noi. Te duci pe internet, Siri, și dai întrebarea, să-ți dea răspunsul, da? Sau Alexa? Și atunci trebuia să cunoști scripturile ca să trăiești, pentru că era lupte dinăuntru și lupte din afară. Și Ioan când scrie, știe cui scrie. De ce folosește Ioan Vechiul Testament? Păi, pentru asta am lăsat deoparte introducerea apocaliptică și dați-mi voie să mă apropii de ea. Versetele 9 la 20. Dacă te uiți și citești textul acesta, atunci vezi că există audiții, el aude voci și vedenii, el vede imagini. După care primește o poruncă. Ce vezi scrie? Da? Ce vezi scrie? Uitați-vă la text. În ziua Domnului eram în Duhul și am auzit înapoi a mea un glas puternic, ca sunetul unei trâmbițe, care zicea, eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă. Ce vezi, scrie într-o carte și trimite-o celor 7 biserici, la Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodiceea. Ioan, scrie ce auzi, scrie ce auzi și ce vezi. Dar vezi să nu strici ce ai auzit prin felul în care descrii ce vezi. Se era obligatoriu să rămână în armonie cele două. De pildă, dacă mă gândesc la cum redai ceea ce vezi în lumina celor pe care le auzi. Și sunt câteva condiții. Unu, să rămână fidel celor văzute. Celor văzute. Să nu distorsionezi cele auzite. Și? Să fii înțeles de cititorii tăi. Observați, eu aud lucruri, indiferent cum mă întorc cu spatele. Voi, dacă vorbiți cu voce tare, eu pot repeta, dacă nu-i fraza prea lungă, dar o pot repeta fără probleme. În schimb, atunci când văd lucruri ciudate și trebuie să vorbesc despre ele, întrebarea este cum se împacă ce aud cu ce văd. Înțelegeți problema? Asta era problema cea mare. Dar pe deasupra, eu trebuie să o trimit la 7 biserici care nu sunt pe insula Patmos, ci sunt undeva în Asia și aș dori să mă înțeleagă. Că dacă eu vorbesc și voi nu înțelegeți nimic, am vorbit în vânt, spune Pavel. Chiar dacă aș rosti 10.000 de cuvinte neînțelese, la ce v-ar folosi? Și atunci el, în mod evident, are aceste probleme pe care trebuie să rezolve. Dacă mă gândesc la ce vede Ioan și ce aude Ioan și mă gândesc la ce poruncă a primit Ioan, Ioan este pe insula Patmos, destinatarii lui sunt în Asia și el trebuie să comunice ce vede și ce aude, fără să le strice, celor de acolo. Ce face Ioan? Găsește o punte de mijloc. Puntea de mijloc, dragii mei, este Vechiul Testament. Și Vechiul Testament devine limbajul pe care îl cunoșteau și bisericile și Ioan. Și el vine și folosește tot ce aude și vede, le așează în limbajul Vechiului Testament. Și de aceea Vechiul Testament devine șperaclul, cheia care dezleagă codul Apocalipsei. Dar audiția guvernează vedenia, pentru că ceea ce auzi poți reproduce. Ceea ce vezi e mai complicat de descris. Ceea ce auzi poți reproduce. Audiția guvernează și subordonează viziunea, devenind o lentilă hermeneutică. O lentilă de interpretare pentru ceea ce vede. Hai să vedem ce a auzit Ioan. În ziua Domnului eram în Duhul și am auzit înapoi a mea un glas puternic, ca sunetul unei trâmbițe, care zicea, eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă. Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă. Glasul este în spatele lui, el aude, el nu vede nimica. Oare cine-mi vorbește? Oare cine-mi vorbește? Oare cine-mi vorbește? A, dacă nu cunoști Vechiul Testament, nu știi cine-ți vorbește. Dar dacă cunoști Vechiul Testament, spuneți-mi cine i-a vorbit.
Nu știm cine e în spate, încă nu ne-am întors să vedem glasul care vorbea, dar auzim cuvintele astea. Pot fi reproduse foarte simplu. Da? Cutia de rezonanță pentru Ioan era este Vechiul Testament. Uitați-vă cine i-a vorbit. Isaia. Isaia 48. Ascultă-mă, Iacove, și tu, Israele, pe care te-am chemat. Eu sunt cel din tâi și tot eu sunt și cel din urmă. Cine i-a vorbit? Dumnezeu Tatăl. Dumnezeu Tatăl. Nenumărate texte erau în urechea lui. Le știa textele acestea. Isaia capitolul 46 sau 44. 44. Așa vorbește Domnul, împăratul Israel și răscumpărătorul lui, Domnul oștirilor. Eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă și afară de mine nu este alt Dumnezeu. Sau? Cine a făcut și a împlinit aceste lucruri? Acela care a chemat neamurile de la început. Eu, Domnul, cel din tâi și același până în cele din urmă veacuri. Cine ți-a vorbit, Ioan? Cel care mi-a vorbit este însuși Dumnezeu. Dumnezeu. Wow! Imaginează-ți. Eu fost și frică să se întoarcă. Nimeni n-a văzut pe Dumnezeu și să trăiască, spune Scriptura. Și el spune, m-am întors să văd, nu îndrăznește să spune să le văd pe Dumnezeu, m-am întors să văd glasul care îmi vorbea. Ce vede Ioan? Versetele 12. M-am întors să văd glasul care îmi vorbea și când m-am întors am văzut 7 sfeșnice de aur și în mijlocul celor 7 sfeșnice pe cineva care se semăna cu Fiul Omului. Wow! Fiul Omului care a avut îndrăzneala să se dea drept Dumnezeu? Eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă. În afară de mine nu este alt Dumnezeu. Vorbirea era inconfundabilă. Surpriza este să întoarcă să vadă pe unul care semăna cu un fiu al omului. Era îmbrăcat într-o haină albă, lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur. Capul și părul lui erau albe ca lână albă, ca zăpada, ochii lui erau ca para focului. Picioarele lui erau ca rama aprinsă și arsă într-un cuptor și glasul lui era ca vuietul unor ape mari. În mâna dreaptă ținea 7 stele. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu 2 tăișuri și fața lui era ca soarele când strălucește în toată puterea lui. Dilema lui Ioan. L-am auzit pe Dumnezeu? L-am auzit pe Dumnezeu? L-am văzut pe Fiul Omului? L-am văzut pe Fiul Omului? Cum să descriu cele văzute ca să nu distorsionez cele auzite și să fiu înțeles de destinatarii mei? Înțelegeți dilema? Puneți-vă în pielea lui. Sunt pe insula Patmos, aveți o poruncă. Ce vezi, scrie. Și ce auzi, vezi să nu strici. Descrii în ce vezi. Și el trebuie să comunice pe înțelesul celor 7 biserici. Ce trăiește Ioan în acel moment? Versetul 17. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, nu te teme, eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă. Eu sunt cel din tâi și... Cine vorbește? Unul ca un fiu al omului. Observați subtilitatea cu care declară divinitatea Domnului Iisus Hristos. Eu sunt cel din tâi. Nu a fost doar un glas care a dispărut și a uitat în locul lui, ci cel pe care îl vede are curajul să repete aceleași cuvinte. Eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă. Ca și cum ar fi zis Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat. Versetul 18. Cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Inconfundabilul Iesua, da? Cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Scrie dar lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt și cele care au să fie după ele. Nu? Numai Daniel a mai trăit o experiență similară în prezența unui care cunoștea Vechiul Testament, zice... Am o dilemă, am auzit, știu ce am auzit, am văzut cum să le pun la oaltă. Daniel a trăit exact ce am trăit eu. În fața unuia ca un fiu al omului, a căzut la picioarele lui ca mort. Și acel fiu al omului își pune mâna peste el, se ridică în picioare și începe să-i vorbească. Și foarte interesant, când iei de pildă versetele și cauți aluziile, de-aia am adus cartea Daniel și v-am arătat-o, pentru că
sunt două cărți foarte asemănătoare și aveți textele care i-au venit în minte lui Ioan, dragii mei, și pe care le folosește și că erau puntea comună între el și destinatarii lui ca să nu strice ce aude când descrie ceea ce vede. Uitați-vă la Daniel, capitolul 7, când vede cele patru fiare și dintr-o dată vede scaunul de judecată pe cel îmbătrânit de zile și pe urmă cum este adus unul ca un fiu al omului și adus înaintea celui îmbătrânit de zile. M-am uitat în timpul vedenilor mele de noapte și iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un fiul al omului. A înaintat spre cel îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea lui. I s-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească pentru ca să-i slujească toate popoarele, neamurile și oamenii de toate limbile. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică și nu va trece nici de cum. Și împărăția lui nu va fi nimicită. Nu va fi nimicită niciodată. Nu va fi nimicitoată. M-am întors să văd glasul care îmi vorbea și când m-am întors am văzut 7 sfeșnice de aur și în mijlocul celor 7 sfeșnice pe unul ca un fiu al omului. Ce vede Ioan? Vede pe împăratul în mijlocul împărăției lui. Cele 7 sfeșnici erau 7 biserici care trebuiau să primească mesajul. Vede pe împăratul în mijlocul împărăției lui. 7 sfeșnici de aur și în mijlocul lor pe unul care era ca un fiu al omului, în mâna dreaptă ținea 7 stele și descrierea lui este inconfundabil descoperită în cartea lui Daniel, capitolul 7 și capitolul 10. Înfățișarea fiului omului din Apocalipsa 1 combină trăsăturile celui îmbătrânit de zile din Daniel 7 și a omului în haina de in din Daniel 10. De ce? Eu și Tatăl una suntem. Eu și Tatăl una suntem. Uitați-vă la textul din Daniel, capitolul 10. Am ridicat ochii, m-am uitat și iată că acolo stătea un om îmbrăcat în haine de in și încins la mijloc cu un brâu de aur din ufaz. Exact ca cel din Apocalipsă. Trupul lui era ca o piatră de hrisolit, fața îi strălucea ca fulgerii și ochii erau niște flăcări ca de foc, dar brațele și picioarele semnau cu niște aramă lustruite și glasul lui tuna ca vuietul unei mari mulțimi. Vuietul unei mari mulțimi sau vuietul unor ape mari. Dar uitați-vă cum e deschis Dumnezeu în capitolul 7, cel îmbătrânit de zile. Și un îmbătrânit de zile a șezut jos. Haina lui era albă ca zăpada și părul capului lui era ca niște lână curată. Scaunul lui de domnie era ca niște flăcări de foc și roțile lui ca un foc aprins. Dacă mă uit la textul acesta și pun în paralel, încep să înțeleg ce face Ioan. Ca să se facă înțeles, să nu strice ce a văzut, să nu distorsioneze ce a auzit, Duhul lui Dumnezeu îl insuflă să prezinte în limbajul Vechiului Testament imaginile pe care el le vede. Audiția guvernează și subordonează viziunea, devenind un magnet hermeneutic care adună texte din Vechiul Testament pentru descrierea ei. Și aici este insuflarea Duhului Sfânt, dragii mei, în autorii Scripturii. Noi nu suntem insuflați, noi suntem iluminați de El să pricepem Scripturile. Noi studiem textul, noi nu primim revelație proaspătă din partea lui Dumnezeu. Dar imaginați-vă experiența lui Ioan, care este identică cu experiența lui Daniel. Și pe urmă avem audiția pe care o are Isaia. Și dintr-o dată văd textele din Vechiul Testament care sunt atrase în minte, aduse de Duhul lui Dumnezeu în mintea lui Ioan și el găsește modalitatea de a păstra în armonie ce aude cu ce vede și de a transmite bisericilor din Apocalipsa. Lăsim voi să trag concluziile. În primul rând, Ioan a folosit Vechiul Testament non-formal, adică n-a recitate, cum zice două puncte ghilimele, ci doar aluzii. Non-formal. În al doilea rând, conștient. O face în mod conștient, pentru că el trebuie să comunice pe înțelesul oamenilor ceea ce vede și aude, în mod conștient. Și în al treilea rând, o face în mod contextual. Nici o aluzie la Vechiul Testament nu strică înțelesul Vechiului Testament, ci păstrează contextul în care, din care a fost luat textul respectiv.
O bună înțelegere a mesajului Apocalipsei reclamă o bună cunoaștere a contextelor, aluziilor vechi testamentare. Eu nu vă cunosc pe voi, ați ales cartea Apocalipsa, nu știu de ce, prin pricina pandemiei probabil. Dar cum ar fi să combinați studierea cărții cu citirea Vechiului Testament? Și vreau să vă spun, nu-i chiar destul, trebuie să cunoști Vechiul Testament. Și eu dacă n-aș fi scris o mulțime de comentarii pe Vechiul Testament, nici n-aș îndrăzni să vă vorbesc despre lucrurile astea. Dar cunoașterea Vechiului Testament dă impact cuvintelor din Noul Testament. Impact cuvintelor din Noul Testament. Dați-mi voie să închei și să duc lucrurile astea la una din biserici. Prima dintre ele este Biserica din Efes. Biserica din Efes este biserica mamă, pentru că Pavel a venit din Efes și a vorbit, acolo era un fel de piață, veneau oamenii de prin toate cetățile și s-a văzut că în cetate a venit un guraliv și care și-a luat școala unui anumit tiran și învățat de dimineața până seara pe norod și în vremea respectivă era un fad, era un trend în care venea câte un filozof și se adunau ucenici în jurul lui. Și Pavel, cum vorbea cuvântul lui Dumnezeu, spune: totul, nimic n-am păstrat, totul v-am spus înainte când pleacă din Efet, vorbește cu cei veniți la Milet, la el. Nu m-am ferit să vă spun tot planul lui Dumnezeu. Oamenii încep să se întoarcă la Hristos și mergeau acasă bucuroși. L-am găsit pe Domnul Iisus, l-am găsit pe Yeshua, pe Mesia. Și așa se nasc bisericile Apocalipsei. Cu cei care se converteau în școala unui anumit tiran, nu Pavel a făcut călătoriile respective, ci cei care se întorceau la Domnul, se nasc bisericile Apocalipsei. Dar biserica din Efes, Pavel cheamă pe prezbiterii din Efes și zice: după plecarea mea se vor vrea luprăpitori între voi care nu vor cruța turma. Și ăștia se sperie. Cât era Pavel, dragii mei, Pavel confrunta pe iudaizatori. Pavel era cel care stătea în spărtură. Dar acum el trebuia să plece. Trebuia să plece. Uitați-vă harta, uitați-vă unde e Efesul. Pe drumul poștalionului avem toate celelalte biserici, pentru că toți veneau la târgul din Efes, la portul din Efes. Acolo era piața, acolo era zumzetul, dragii mei, și frământările filozofice. Și acolo a rămas Pavel 2 ani de zile. Uitați-vă la textul scrisorii, capitolul 2, primele 7 versete. Scrisori scurte și la obiect rostite de Hristos. Îngerului bisericii din Efes scrie-i: iată ce zice cel ce ține cele 7 stele. Angelos, îngerului, mesager, de 78 de ori apare în Apocalipsa, întotdeauna se referă la ființe angelice, dragii mei. Nu-i păstorul, nu-i prezbiterul, nu este un muritor. De ce? Pentru că el avea în mână cele 7 stele, care sunt cei 7 îngeri a celor 7 biserici. Dar ce-i biserica de are un înger? Oh! Toți avem un înger, zice Domnul Iisus Hristos. Îngerilor văd pururea fața Tatălui meu care este în ceruri. Biserica este și în cer și pe pământ. Așa cum Hristos este și în cer și pe pământ. Biserica e o realitate spirituală care ține de realitățile lui Dumnezeu. Îngerul bisericii din Efes scrie: iată ce zice cel ce ține cele 7 stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor 7 sfeșnice de aur. Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta, și că nu poți să suferi pe cei răi. Ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Când Pavel a plecat, oamenii ăștia s-au luat atât de în serios lucrarea: după plecarea mea se vor vârâ luprăpitori între voi, încât erau numai în ședință de comitet. Și chemau la apel pe toți cei care îndrăzneau să zică ceva. E bun, e rău, afară cu el. Și Dumnezeu se uită la o astfel de biserică, zice: hei, ați uitat care e rolul vostru în cetate. Și textul continuă: dar ce am împotriva ta? Este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. O, ce-o fi dragostea din tâi? Uitați-vă cum continuă textul. Adu-ți dar aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Deci faptele din tâi echivalează cu dragostea din tâi. Dragostea din tâi nu e un fel de foc mai mare decât... Nu. Observ faptele din tâi. Păi unde se găsesc faptele din tâi ale bisericii din Efes? Undeva prin Apocalipsa, capitolul 19, acolo unde Pavel, timp de 2 ani în școala unui anumit tiran, învăța cuvântul de dimineața până seara. Și ce s-a întâmplat? Toată Asia a auzit cuvântul lui Dumnezeu.
Wow! Dragostea din tâi este, să știi care e rostul. Nu-i să ne simțim bine aici? Nu ăsta e rostul nostru? Să ne încărcăm cu Dumnezeu, să ieșim în cetate, să fim lumină și sare, dragii mei. Să fim purtători al numelui lui Dumnezeu și al împlinitor ai poruncilor lui Dumnezeu. Ăsta este rolul nostru în cetate. Dar observ ce ușor biserica din Efes, de teama lupilor răpitori, în loc să fie lumină în cetate, făceau ședințe de comitet. I-ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt, și i-ai găsit mincinoși, osteneală, răbdare. Toate acestea, versetul 6. Ai însă lucrul acesta bun, că urăști faptele nicolaiților pe care și eu le urăsc. Și lupta în interior trebuie adusă. Și pentru asta trebuie să cunoască bine Vechiul Testament. Urăști faptele nicolaiților pe care și eu le urăsc. Cine are urechi să ascultă ce zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții care este, care este în raiul lui Dumnezeu. Uitați-vă, fiecare scrisoare are 7 părți, da? 7 părți. Punctul 1. Destinatarul. Punctul îngerului bisericii. Punctul 2. Portretul lui Hristos. Portretul lui Hristos. Ce apreciază Hristos, ce condamnă Hristos sau problema bisericii, amenințarea împotriva celor ce nu se vor pocăi, atenționarea și promisiune pentru cel ce va birui. Și am văzut tiparul profetic al fiecărui scriitor, binecuvântări și blesteme. Dacă te pocăiești, ai binecuvântări. Dacă nu, vin blestemele peste tine, exact ca și în legământul pe care Dumnezeu l-a încheiat cu poporul său. Dar acum am sferele cerești, pentru că Hristos e și jos și sus, aud glasul înapoi a mea și mă strigă un glas din cer, același glas pe care l-am auzit înapoi a mea, suie-te aici! Dragii mei, dacă un electron poate fi odată în două locuri diferite, cred că și Hristos poate fi odată în două locuri diferite. Trebuie să te spun oamenii de știință din ziua de astăzi. Și interesant, Dumnezeu poate fi și în cuptorul de foc lângă cei trei prieteni al lui David, unul ca al lui Daniel și pe scaunul de domnie. Poate fi și lângă stejarul lui Mamre, vorbind cu Avram despre Sodoma și Gomora, poate fi și, zice, s-a înălțat la cer. Dumnezeu nu e legat de timp și spațiu. Și de aceea, Dumnezeul pe care îl prezintă și Hristos aici, dragii mei, este una cu Tatăl. Observați, avea 7 stele în mâna dreaptă, că zice 7 îngeri, era în mijlocul celor 7 sfeșnice. Și cele 7 sfeșnice erau pe pământ, în Asia Mică, în Imperiul Roman, în mijlocul persecuțiilor și în mijlocul problemelor. Și aud pe Cel care este în cer, care vorbește. Hristos este și în cer și pe pământ. Psalmul 110:1. Șezi la dreapta mea până voi pune pe toți vrășmașii așternuți al picioarelor tale. Sau Matei capitolul 18, versetul 20. Iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Deodată în același timp. Și acolo și aici, dragii mei, spune Scriptura. Fiind în Hristos, biserica este și în cer și pe pământ. Citiți capitolul 2 din Efeseni, da? Capitolul 2 din Efeseni, versetele 4 și 5. Așezați în Hristos Iisus în locurile cerești. Da? În locurile cerești, biserica. Și pentru că suntem în locurile cerești în Hristos, El poate să vorbească despre îngerul lui bisericii. Țineți minte în Daniel, căpetenia Persiei, căpetenia. Wow, cum arată lumea spirituală nevăzută? Nu știm. Dar dacă există căpetenii ale imperiilor de pe pământ, dragii mei, trebuie să existe și îngeri buni care sunt în slujba celor care vor primi mântuirea, spune în Evrei, capitolul 1. Hristos este Cel care vorbește, cunoaște situația bisericii și cheamă la pocăință și le aduce aminte de ce se întâmplă când refuză să se pocăiască. Ăsta este triunghiul hermeneutic sau triunghiul de interpretare. Și uitați-vă, pun situația bisericii la mijloc și am cele 3 părți. Cum se descrie Hristos pe sine? Iată ce zice cel ce ține cele 7 stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Dacă nu te pocăiești, am să iau sfeșnicul din locul lui. Unul dintre cele 7 era biserica din Efes. Dar pe urmă zice, celui ce va birui, voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Dacă mă gândesc, am sfeșnic, sfeșnic și pomul vieții.
Ce înseamnă un triunghi de interpretare? Păi elementul care e ușor de corelat, sfeșnic și sfeșnic, vorbește de aceeași realitate. Dar ce are pomul vieții cu sfeșnicul? Și când te uiți la toată povestea asta, o să începe să dezlege scrisoarea. Pentru că dacă mă uit de pildă la relația dintre sfeșnic și pomul vieții, de fapt mă întreb, ce anume aude Ioan? Ce anume Ioan? Eu sunt Alfa și Omega, cel întâi și cel de pe urmă. Dumnezeu însuși. Dumnezeu însuși mi-a vorbit. Dacă mă gândesc la ce vede Ioan, m-am întors să văd glasul care îmi vorbea și când m-am întors am văzut 7 sfeșnice de aur și în mijlocul celor 7 sfeșnice pe unul ca un fiu al omului. Dar dacă mă gândesc la Exod, capitolul 3, mi-aduc aminte de ceva. Moise păștea oile tatălui său, au trecut în spatele pustiului, s-a dus și la un moment dat dă să plece și vede un rug care ardea. Trosnea, ardea, dar nu se mistuia. Și zice, ce-i cu minunea asta? Și se întoarce să vadă rugul și o voce îi spune, descalță-te, locul pe care calci este sfânt. Moise se descalță, se ascunde fața, pentru că aude, eu sunt Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Wow! Știți, vă las dialogul. În momentul în care el iese din Egipt, după ce primește cochiu cu vai, mandatul pe care Dumnezeu îl dă, și ajunge la Sinai, primește planurile cortului întâlnirii. Știți ce descoperă? Descoperă că în planurile, rugul aprins se mută în cortul întâlnirii. Care e imaginea din cort? Sfeșnicul cu cele 7 brațe. Sfeșnicul cu cele 7 brațe. Moise păștea turma socrului său Ietro, preotul Madianului. Odată a mânat turma până dincolo de pustie și a ajuns la muntele lui Dumnezeu, care se cumea Horeb, la Horeb. Da. Îngerul Domnului s-a arătat într-o flacără de foc care ieșea din mijlocul unui rug. Moise s-a uitat și iată că rugul era tot un foc și rugul nu se mistuia deloc. Moise a zis, am să mă întorc să văd ce este această vedenie minunată și pentru ce nu se mistuie rugul? Pentru ce nu mistuie rugul? Domnul a văzut că el se întoarce să vadă și Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului și a zis, Moise, Moise, i-a răspuns, iată-mă. Îngerul Domnului, Domnul l-a chemat. Îngerul Domnului totdeauna se confundă cu Dumnezeu, este vocea lui Dumnezeu, reprezentantul lui Dumnezeu. Domnul? Dumnezeu a zis, nu te apropia de locul acesta, scoate-ți încălțămintele din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt. Și a adăugat, eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Moise și-a ascuns fața că se temea să privească pe Dumnezeu. Moise vede rugul, aude glasul și realizează că îi vorbește Dumnezeu însuși. Dați-mi voie să întorc pagina la Ioan. Ioan aude glasul, realizează că i-a vorbit Dumnezeu și vede 7 sfeșnice de aur. Oare aș putea citi textul așa? M-am întors să văd glasul care îmi vorbea și când m-am întors am văzut 7 ruguri aprinse. Și în mijlocul celor 7 ruguri aprinse am văzut pe unul ca un fiu al omului care a zis, nu te teme, eu sunt cel care ți-am vorbit, Alfa și Omega. Când călătoresc prin Biblie, Dumnezeu a așezat în mijlocul grădinii 2 pomi, pomul cunoștinței binelui și pomul vieții. Puteau să mănânce după plăcere din pomul vieții. Avea o singură interdicție. Din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mâncați. În pustie, Moise vede pomul vieții transformat într-un rug aproape uscat din pricina păcatului. Și Domnul coboară, flacăra coboară. Observați, rugul și flacăra sunt două realități complet distincte. Rugul poartă flacăra, nu este flacăra. Când vin mai departe, în cortul întâlnirii, Moise descoperă rugul aprins, sfeșnicul care era în mod intenționat făcut, ca un pom, da? Ca un pom. Ce a văzut el în pustie? De pildă, când mă uit la toate aceste imagini, ele se corelează unele cu altele. Uitați-vă cum e descris sfeșnicul. Mai întâi, sar peste imaginea asta, aveți cortul întâlnirii în fața voastră, am altarul, ligheanul, când intru în sfânta,
Am sfeșnicul cu cele 7 brațe, dragii mei, le am în partea de jos. Am masa pentru punerea înainte reprezentată de cele 12 pâini, cele 12 seminții ale lui Israel. Am altarul de aur, perdeaua din lăuntru, chivotul legământului și pe cel ce șade între heruvim, în chivot. Dar când încep să mă uit la cum arată sfeșnicul cu cele 7 brațe, să faci cele 7 candele care vor fi puse deasupra. Stați să vi le arăt. Nu știu cum arătau, dar sfeșnicul este una, candelele sunt alta, sunt două lucruri complet diferite. Sfeșnicul poartă candelele, candelele au lumina și textul spune, pune candelele în așa fel încât lumina lor să cadă pe pâinile care stau înainte. Și asta vedeți aici, în mod obligatoriu, lumina trebuie să cadă pe cele 12 pâini, să faci cele 7 candele care vor fi puse deasupra, așa ca să lumineze în față. Să lumineze în față. Ce era în față? Masa pentru punerea înainte. Vezi să faci după chipul care ți s-a arătat pe munte. Și este deschis sfeșnicul. Cu rădăcină, tulpină, ramuri, muguri, flori, toate astea. Era ca și ceea ce a văzut Moise. În Apocalipsa, capitolul 4 și capitolul 5, Moise este invitat în ceruri, dragii mei, și în ceruri el vede un tron, vede o mare de sticlă, dragii mei, vede 7 candele care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu. Ne-am așteptat să vedem desfășurarea evenimentelor ulterioare. Dar? Numai decât am fost răpit în duhul. Și iată că în cer era pus un scaun de domnie și pe scaunul acesta de domnie ședea cineva. Cel ce ședea pe el avea înfățișarea unei pietre de iaspis și de sardiu. Și scaunul de domnie era înconjurat cu un curcubeu ca o piatră de smarald la vedere. Împrejurul scaunului de domnie stăteau 24 de scaune de domnie. Și? Pe aceste scaune de domnie stăteau 24 de bătrâni. Interesant. Când e vorba despre planul de mântuire, toate ființele cerești au voci omenești și figuri omenești. Toate. Iar atunci când e vorba de curtea lui Dumnezeu, dragii mei, îngerii pot lua diverse forme, dar 24 de bătrâni, nu știm cine sunt ei. Și? Din scaunul de domnie ieșeau fulgere, glasuri și tunete. Înaintea scaunului de domnie ardeau 7 lămpi de foc, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu. 7 duhuri ale Dumnezeu. Ați văzut imaginea? Nu știu cine a pictat-o. Wow! Dumnezeu Tatăl. Dumnezeu Duhul Sfânt. Unde-i Dumnezeu Fiul? Dumnezeu Tatăl. Dumnezeu Duhul Sfânt. 7 candele, care sunt cele 7 duhuri ale Dumnezeu. Unde-i Dumnezeu Fiul? Apoi am văzut în mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie o carte, scrisă pe dinăuntru și pe din afară, pecetuită cu 7 peceți. Și am văzut un înger puternic care striga cu glas tare: cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă pecețile? Și nu se găsea nimeni, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, care să poată deschide cartea, nici să se uite în ea. Și am plâns mult, pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschidă cartea și să se uite în ea. Și unul dintre bătrâni mi-a zis: nu plânge, iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele 7 peceți ale ei. Și la mijloc? Între scaunul de domnie și cele 4 făpturi vii și între bătrâni am văzut stătând în picioare un miel. Părea junghiat. Avea 7 coarne. Și 7 ochi. 7 ochi. Care sunt cele 7 duhuri. Care sunt cele 7 duhuri ale Dumnezeu trimise pe tot pământul. 7 coarne, 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale Dumnezeu trimise pe tot pământul. Iată că mielul. El se întoarce și vede un miel care părea junghiat și care te gândești cum și ce se întâmplă în cartea Apocalipsa. Cum se transformă, dragii mei, lucrurile în cartea Apocalipsa. Priviți cu atenție imaginea. Am altarul, am ligianul, am masa pentru punerea înainte. Ce s-a întâmplat? Poporul lui Dumnezeu este înghițit, încorporat într-un fel.
Am toate persoanele Trinității în cort. Cel ce șade între heruvim este Dumnezeu Tatăl în Sfânta Sfintelor. Sfeșnicul reprezintă pe Hristos, candelele pe Duhul lui Dumnezeu, pâinile pe cele 12 seminții pe poporul lui Dumnezeu. Dar se întâmplă ceva în Noul Testament, dragii mei. Ziua cincizecimii era odnoasă la oaltă în camera de sus, un vâjit de vânt puternic adună oameni în piață, iar niște flăcări ca de foc se opresc în dreptul fiecăruia dintre ei. O incredibilă schimbare. O incredibilă schimbare. În cortul întâlnirii, sfeșnicul îl reprezintă pe Hristos și Duhul. Și Duhul. De pildă, în Apocalipsa, din scaunul de domnie ieșeau fulgere, glasuri și tunete. Înaintea scaunul de domnie erau șapte lămpi, care sunt cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu. Iar când mă duc în capitolul 5, versetul 6, și la mijloc, între scaunul de domnie și cele patru făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel care părea junghiat, avea șapte coarne, șapte ochi, care sunt cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu trimise pe tot pământul. În Apocalipsa, sfeșnicul îl reprezintă pe Hristos capul și Hristos trupul. Biserica devine, practic, purtătoarea lui Hristos în lumea în care trăim. Biserica devine, și a fi creștin înseamnă a fi locuit de Duhul Sfânt. Cine n-are Duhul lui Hristos nu este a lui, dragii mei. A fi creștin înseamnă a fi baptist, penticostal. Religia nu mântuiește pe nimeni. Religia e un opiu, garduri pe care noi le ridicăm. Hristos ne mântuiește pe toți. Și dacă e Hristos, nu locuiește în noi. Dar știți ce spune Domnul Iisus? Noi, Tatăl, Fiul, prin Duhul Sfânt, vom veni la El și vom locui împreună cu El. Și la Rusalii, biserica, dragii mei, capătă conștiința faptului că devin sfeșnicul care poartă lumina lui Dumnezeu, pe Duhul lui Dumnezeu spre oameni. Oamenii n-au nevoie de religiile noastre și de programele noastre, oamenii au nevoie de Hristos. În Apocalipsa, capitolul 2, primele șapte versete, aveți pe Hristos, capul și trupul, supărate într-un fel, când biserica își pierde scopul existenței și încep să ne preocupe lucruri marginale care n-au nimic a face cu viața, dar nouă ne sunt dragi și de aceea ținem ca orbul de bâtă la ele și ne judecăm unii pe alții și credem că suntem un pic mai buni ca ceilalți. Dar ascultați ce spune textul. Îngerului bisericii Efes scrie: iată ce scrie, ce zice cel ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice. Împăratul și împărăția lui, cele șapte sfeșnice în mijlocul lor, și cel ce are toată autoritatea în cer și pe pământ, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Și acum vine mandatul pe care biserica îl primește. Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta și că nu poți suferi pe cei răi. Că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și i-ai găsit, mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Lucruri răudabile, dar am ceva împotriva ta. Ce am împotriva ta este că te-ai părăsit dragostea dintâi. Adu-ți dar aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel, voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui. Când iei sfeșnicul din locul lui, întrebarea este care e locul sfeșnicului și ce se întâmplă. Observați șapte sfeșnici de aur, vorbește celei bisericii din Efes, una dintre cele șapte sfeșnice. Voi lua sfeșnicul din locul lui. Priviți, vă rog, coordonatele care definesc locul unui sfeșnic. În primul rând, relația cu Hristos. Apoi, relația cu celelalte sfeșnice. Și apoi, relația cu cetatea în care este așezat. Cele trei coordonate care definesc locul, rolul unei biserici. În primul rând, relația cu Hristos. Dacă nu ești în viță și n-aduci rod, ești tăiat afară și aruncat în foc. Relația cu Hristos. Viața este în El. El nu ne împrumută viața. O avem câtă vreme stăm în El. Pe urmă este raport cu celelalte sfeșnice.
în raport cu celelalte sfeșnice. Dragii mei, cum nu ne covine ceva, le trântim pe toate de pământ și ne facem bisericuța noastră și ne mulțim ca ciupercile. Se uită oamenii la noi, zic, ce oamenii ăștia pot trăi împreună? Relația cu celelalte sfeșnice. Asta nu înseamnă că nu-i bine să fie la fiecare colț de stradă o adunare, că atunci când suntem prea mulți, nici măcar nu ne cunoaștem. Nu ne putem purta poverile una altora. Dar pe urmă este relația cu cetatea. Noi nu suntem aici de dragul nostru, suntem aici de dragul, eu cred că de aia ați venit la Viena, să convertiți oamenii de aici, să aprindeți lumina în cetatea asta. Dacă vă este greu, veniți acasă. Eu am bătut lumea în lung și în lat și am văzut, dragii mei, frații în Australia scoțându-și ochii dacă cineva din copiilor îndrăzniți să scoate un cuvânt în limba engleză. Și am întrebat, de ce ați venit până aici? Mă duc în America și vorbesc cu tinerii, dragii mei, și întreb cât pricepeți din ce zic eu. Păi dacă dumneavoastră vorbiți atâta, noi înțelegem atâta, limba de bucătărie. Nu-ți poți hrăni sufletul. Și atunci te gândești, care e rolul nostru, locul nostru? Dragii mei, când sfeșnicul este la din locul lui, înseamnă că nu ne mai împlinim menirea, relația cu Hristos se rupe, nu mai trăiește El prin noi, în cetate nu avem absolut niciun rost, da? Niciun rost în cetate și ne-am rupt și de celelalte biserici, pentru că suntem mai cu moți ca ceilalți. Acum nu vorbesc de voi, că eu nu vă cunosc, ci vorbesc, dragii mei, de realitatea pe care o văd în lume. Eram în Houston, în Texas, și pe un kilometru pătrat erau trei biserici baptiste, că eu de acolo vin într-o biserică baptistă. Și doi dintre ei povesteau, unul era clujan, zice, hai mă să-i adunăm la oaltă, că pătim trei chirii degeaba și toți încăpem într-o singură sală. Și ăsta îl întreabă, da, ce să facem? Uite, eu fac 90% din probleme, ți ies la 10%. Și ăsta întreabă curios, care sunt cele 10%? Păstorii. Bă? Dacă n-ai învățat să faci nimic altceva și trebuie neapărat, atunci trebuie să rupi biserica, să devii secretar de partid într-un grup de oameni, da? Să rupi biserica. Și observați ce se întâmplă. Coordonatele sfeșnicului nu le poți rupe de niciuna din aceste dimensiuni. Relația cu Hristos, relația cu celelalte biserici și relația cu cetatea. Ascultați-L pe Domnul Iisus vorbind. Iisus le-a vorbit din nou și a zis, eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric. Voi sunteți lumina lumii. Când? Când relația cu Hristos este reală și când Hristos locuiește în noi. Lumina lumii, locuind în noi, începe să lumineze în afară. Da? Voi sunteți lumina lumii. O citate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeștic să lumineze celor din casă. Citiți cu voce tare. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei văzând faptele voastre bune, să pe Tatăl vostru care este în ceruri. Aș putea oare spune, eu sunt lumina lumii, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții? Grea întrebare. Grea întrebare. Croiți cărare dreapte cu picioarele voastre, pentru ca cei ce șchiopătează să nu se bată din cale, ci mai degrabă să fie vindecați. Dragii mei, copiii mei n-au auzit ce le-am spus eu. Copiii mei au auzit ce au văzut la mine. Întâiul nostru născut avea 5 ani. Dădeam sex din bucătărie, Nora era la ușă, Beni era în spatele ei și, nu știu, eu sunt Ilie și uneori mă iute de... Și am ridicat un pic vocea la ea și când am ridicat vocea la ea am văzut pe Beni în spatele, 5 ani. Și m-am rușinat, zic, Beni, te rog să mă ierți. Uitați-vă la gesturile lui. Ați priceput? La 5 ani. Încă nu umbla bine. Noi ne construiam. Eram la fratele meu. Dormeam pe jos la el în casă. În aceeași curte. Și el intră pe ușă. Așa cum a început să umble. Dar când se grăbea să arunca în patru picioare. Că așa era mai sigur. Și am avut o discuție cu Nora. Stăteam față în față. Și nu văd că se blochează. Se aruncă în patru labe. Și vine la noi. Și se bagă între mine și Nora și stă să uite la noi așa.
Ne mirăm, dragii mei, că pruncii noștri, cum scapă iau razna, ce-au văzut în casă la mine, în viața mea, în vorbirea mea. Ba? Sunt eu lumina lumii pentru cei din familia mea? Toți știți Galateni 2:20. Asta înseamnă a fi creștin. Am fost răstignit împreună cu Hristos. Acolo pe cruce eram și eu în coapsele Lui. Așa cum am fost în coapsele primului Adam în Eden. Și am fost îngropat împreună cu El și înviat împreună cu El și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu. Lumina trăiește prin mine, în cetate, în familia mea, în familia mea. Se spune că după o vreme soții încep să semene între ei. Nu știu dacă eu și nora semenăm, poate mai trebuie să stea cu o vreme. Dar nu spune Scriptura, noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului, suntem schimbați în același chip al Lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului? Nu asta înseamnă a fi creștin? Nu asta spune Domnul Iisus, căutați cu toți pacea și sfințirea fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul? Noi suntem creștini, dacă suntem penticostali sau baptiști sau catolici sau ortodoxi, noi suntem creștini, dragii mei, dacă Dumnezeu locuiește în noi, dacă suntem temple ale Duhului Sfânt, dacă suntem purtători ai Lui Dumnezeu. Ioan scrie o carte ciudată. Am muiat-o în Vechiul Testament. Și dacă vrei să o înțelegi, trebuie să o înțelegi în lumina Vechiului Testament. Și m-aș opri aici. Amin.